1 Samuel 19. Saul a vorbit fiului său Ionatan și tuturor slujitorilor lui să omoare pe David. Dar Ionatan, fiul lui Saul, care iubea mult pe David, i-a dat de știre și i-a zis: Tatăl meu, Saul, caută să te omoare. Păzește-te dar mâine dimineață, stai într-un loc tăinuit și ascunde-te. Eu voi ieși și voi sta lângă tatăl meu în câmpul în care vei fi. Voi vorbi tatălui meu despre tine, voi vedea ce îmi va zice și îți voi spune. Ionatan a vorbit bine de David, tatălui său, Saul. Să nu facă împăratul, a zis el, un păcat față de robul său David, căci el n-a făcut niciun păcat față de tine. Dimpotrivă, a lucrat pentru binele tău. Și-a pus viața în joc, a ucis pe filistean și Domnul a dat o mare izbăvire pentru tot Israelul. Tu ai văzut și te-ai bucurat. Pentru ce să păcătuiești împotriva unui sânge nevinovat și să o omori fără pricină pe David? Saul a ascultat glasul lui Ionatan și a jurat zicând: Viu este Domnul, că David nu va muri. Ionatan a chemat pe David și a spus toate cuvintele acestea, apoi l-a adus la Saul și David a fost înaintea lui ca mai înainte. Războiul urma înainte. David a mers împotriva filistenilor și s-a bătut cu ei, le-a pecinuit o mare înfrângere și au fugit dinaintea lui. Atunci Duhul cel rău, timez de Domnul, a venit peste Saul care ședea în casă, cu sulița în mână. David cânta. Și Saul a vrut să-l pironească cu sulița de perete, dar David s-a ferit de el și Saul a lovit cu sulița în perete. David a fugit și a scăpat noaptea. Saul a temez niște oameni acasă la David ca să-l pândească și să-l omoare dimineața, dar Mical, nevasta lui David, i-a dat de știre și i-a zis: Dacă nu fugi noaptea aceasta, mâine vei fi omorât. Ea l-a pogorât pe fereastră și David a plecat și a fugit. Așa a scăpat. În urmă, Mical a luat terafimul și l-a pus în pat. I-a pus o piele de capră în jurul capului și l-a învelit cu o haină. Când a temut Saul oamenii să ia pe David, ea a zis: Este bolnav. Saul i-a trimis înapoi să-l vadă și a zis: Aduceți-mi-l la mine în patul lui ca să-l omor. Oamenii aceia s-au întors și iată că terafimul era în pat și în jurul capului era o piele de capră. Saul a zis către Mical: Pentru ce m-ai înșelat în felul acesta și ai dat drumul vrășmașului meu și a scăpat? Mical a răspuns lui Saul: El mi-a zis, lasă-mă să plec ori te omor. Așa a fugit și a scăpat David. El s-a dus la Samuel la Rama și i-a istorisit tot ce-i făcuse Saul. Apoi s-a dus cu Samuel și a locuit în Naiot. Au spus lucrul acesta lui Saul și au zis: Iată că David este în Naiot lângă Rama. Saul a temes niște oameni să ia pe David. Ei au văzut o adunare de proroci care proroceau, cu Samuel în frunte. Duhul lui Dumnezeu a venit peste timeșii lui Saul și au început și ei să prorocească. Au spus lui Saul lucrul acesta. El a temes alți oameni și au prorocit și ei. A mai temes alții a treia oară și au prorocit și ei. Atunci Saul s-a dus el însuși la Rama, ajungând la fântâna cea mare fără apă, care era la Secu, a întrebat: Unde este Samuel și David? I s-a răspuns: Sunt în Naiot, lângă Rama. S-a dezbrăcat de haine și a prorocit și el înaintea lui Samuel și s-a aruncat dezbrăcat la pământ toată ziua aceea și toată noaptea. De aceea se zice, oare și Saul este între proroci?